Salut prieteni, bine v-am regăsit la un nou episod din seria cu Luton Town la Football Manager 21. Episodul anterior ne-am mișcat bine. Am avut rezultate pozitive până la urmă, nu am pierdut în cele 5 meciuri. Am început cu un 0-0 în deplasare la West Brom, doar 1-1 acasă cu Wycombe. Am câștigat 2-1 la Palace, un meci foarte important pentru noi. Din nou un egal, facem 1-1 la Birmingham și am reușit să terminăm cu o victorie 1-0 acasă cu Blackpool. În vedere, suntem acolo sus, suntem pe locul 2, 6 puncte din păcate în spatele celor de la Watford, dar e o poziție foarte bună, ținând cont de echipa pe care o avem, ținând cont că am plecat cu șanse foarte mici să fim acolo sus. Vedem mult de fapt suntem peste echipe ca Palace, Sheffield, Bournemouth, West Brom, echipe care au jucat în Premier League recent, așadar sunt echipe care vin recent din Premier League și am reușit să le surclasăm. Dar nu e nimic câștigat deocamdată, ne apropiem de finalul sezonului ce drept, este foarte important ceea ce vom face de acum încolo. Astăzi jucăm la Parsley, acasă cu Bristol, în deplasare la Reading, acasă cu Cardiff și vom termina tot pe teren propriu cu Blackburn. Și dar încă 5 meciuri foarte, foarte importante, meciuri grele. Vedem primele două meciuri vor fi împotriva unor echipe aflate în subsolul clasamentului, locul 21 Barnsley, locul 17 Bristol. După avem un meci greu cu Reading, locul 7, meci foarte greu cu Cardiff, locul 9, Blackburn, locul 10. Și dar primele două meciuri un pic mai ușoare din punct de vedere, la prima vedere așa. După vom avea meciuri mai grele. Da, în Championship cred eu că niciun meci nu poate fi considerat meci ușor. Putem juca foarte bine într-un meci și după să avem probleme cu putem juca foarte bine într-un meci cu o echipă care se află sus în clasament și după să jucăm un pic mai slăbuț cu o echipă care se află sub solul clasamentului. E de așteptat în Championship ca orice echipă să te încurce și în episodul anterior am avut probleme cu echipele aflate în subsolul clasamentului. Începem așadar cu acest meci la Barnsley, echipă de pe locul 21, echipă care se bate acolo în subsolul, se zbate în subsolul clasamentului și probabil își vor dori să scoată puncta punct de la meciul ăsta pentru a rămâne în lupta pentru salvarea de la relegare. În momentul de față sunt exact deasupra liniei cu 6 puncte peste Millwall, așadar e foarte important pentru ei meciul ăsta, dar și pentru noi este și mai important. Începem foarte bine, avem foarte multe ocazii, însă nu reușim să marcăm. Watford deja 2-1, să avem ocazie aici, resping adversarii, recuperează Morel aici, Francis, Împans, Ramalho, Morel, Împans, Dewsbury Holt, Chapman, urcă poți în stânga, hai Dani cu o centrare. Nu, întoarce pentru un pas. Dewsbury Holt blocat. Chapman. E offside aici. Păcat că e prins în offside aici Chapman. Și la probleme de finalul primei reprize, 10 șuturi am avut, însă doar 1 pe poarta advers. N-am reușit să găsim poarta deocamdată. Da, intrăm la cabine cu 0-0. Am nominat din punct de vedere al posesiei, din punct de vedere al șuturilor, dar nimic serios în afară de acel gol anulat. Dewsbury Holt și Francis sunt un pic cam obosiți. Hansen astăzi e slăbuț, să jucăm un pic mai direct. Așa.
Eram în drumul și vreau să fac o modificare, dar deocamdată rămânem așa. Pentru că nu știu cum să vă prezenta fizic. Poți și Morel, foarte obosiți în prima repriză, Francis se lovește. Da, Hansen, atacantul nostru, slăbuț astăzi. De fapt, hai să încercăm din nou să marcăm. Schimbăm cu trei atacanți. Va ieși Adela Kun și intră Cornic. Va ieși Chapman și intră Esposito. Așa, extremely direct. Trebuie să încercăm să marcăm pe acest final de meci. La posesie bună, undeva peste 60%, însă n-am reușit să creăm foarte mult. Asta avem aici ocazie pentru Gazde. Recuperează Dewsbury Hall, joacă lung aici pentru Hansen. Hansen, în duel acolo 1 la 1 cu fundașul la vest, trece Hansen! Ho-ho-ho-ho! Solie Hansen! Dar până la urmă suntem inspirați că nu-l scoatem pe Hansen. Și ce gol marchează Hansen! Ce gol! Bravo, copii! Dar ce transfer a fost acest Hansen? Adus de la Ajax, împrumut, n-am putut să plătim cât a cerut Ajax și l-am adus doar împrumut. Ce gol marchează aici! Minutul 73, 1 la 0. Să jucăm mic acum, n-are rost să mai atacăm. Cornic, minge lungă aici pentru Hansen. Hansen, haide, o nouă ocazie aici pentru copil. Da, are doar 19 ani acest Sonny Hansen, dar arată foarte, foarte bine, cel puțin pentru Championship, arată excelent. 3-0, Bournemouth la Shrewsbury, a reușit să câștigăm, ceea ce este foarte important. Un meci pe care l-am dominat, dar n-au fost foarte multe ocazii, dar e bine că reușim să câștigăm până la urmă. S-a schimbat un pic programul, mergem la Reading pentru meciul 2, vom avea 3 meciuri în 7 zile, așadar va fi o săptămână foarte, foarte grea. Da, mergem la Reading, o echipă bună, o echipă grea a campionatului. Își revine Bruno. Așa, o să-l aducem pe Cornic titular. Rămânem cu Hansen în atac. Tragem apărarea un pic mai jos. Așa. Cercăm cu Ramadio, fundaș dreapta. Hai să-l încercăm pe Ramadio acolo, pentru a-i face loc lui Bruno Ubini. Da, meci foarte, foarte greu la Reading. Echipă care joacă foarte ofensiv. Vedem 4-2, 3-1 cu 3 mijlocași ofensivi. Trebuie să atacăm în benzi în acest meci, acolo se va juca. Ei jucând fără om în bandă, acolo trebuie să le facem noi joc. Da, cred eu că
putem considera un rezultat pozitiv și un egal în meciul ăsta. E bine, e foarte important să nu pierdem, mai ales că Reading este acolo la foarte aproape de locurile de play-off. McIntyre trimite peste aici un corner pentru Reading, respingem, de la Kun pleacă pe contraatac, 2 contra 2, dă-i-o, dă gol! Aolo, de la cum, bă, băiatule, dă-i colțul lung din poziția aia. Doamne, ce ocazie am ratat aici. Nu dai nici pase, nu dai nici gol. Respingem Panzo aici. Adă la cum blocat, recuperează Pox. Din nou adă la cum. În Panzo, pentru Pox. Danny, Danny Pox. Trece acolo de Fisher. Danny, pentru în Panzo. În Panzo pe Barado. Wow, și Kurnik mortează. Da, a fost inspirat să-l introduc pe Cornic. Asistentul îmi zicea să-l las pe bancă. Îl bag titular și Cornic nu mă face să regret că l-am ales să joace. Deschidem scorul destul de bine. Până în minutul 20. La primul șut pe poartă, vedea să plac. Am arătat bine defensiv, nici o situație deocamdată pentru Reading. Sper să rămână așa. Da, în momentul de față apărarea arată foarte, foarte, foarte bine. A venit și Ramalho, în sfârșit ne putem folosi de el. L-avem pe Bruno Ovini într-o formă foarte bună. McIntyre s-a acomodat și el în echipa noastră. Danny Potts, ușor, ușor, devine și el un jucător bun, un jucător important pentru noi. Și se vede acest lucru. Primim din ce în ce mai greu gol. Ar fi senzație să câștigăm și meciul ăsta. Cred eu că îi scoatem pe Reading total din lupta pentru locurile de promovare directă. Clar vor rămâne acolo sus pentru locurile de play-off, dar ne vom distanța foarte tare de ei. Avem ocazie aici pentru Reading, Luongo, Brișou, Renteria. Avem noroc aici. Foarte bine a curs faza aici, să avem noroc. Offside. Hansen, Zlăbuț. Ce drept, el este foarte bun atunci când jucăm direct, atunci când are spații, când primește mingea pe spații și poate ataca în viteză acele spații. Astăzi nu prea a avut ocazia. Adică Brihol centrează campania. Cum, prietene, să-mi ratezi din 2 metri peste? Ce ocazie are aici campania. Dar a intrat pe teren. Ratează din 2 metri. Bruno Ovini pentru Morel, Dewsbury Hall. În stânga pentru Chapman. Sează Chapman. Chapman! Oh! Se duce pe lângă șutul. Ah, ocazie aici pentru Reading. Oh! Ce ocazie. Plecăm de jos cu mingea. Butland pentru Dewsbury Hall. Butland joacă lung pentru Chapman. Chapman deviază pe spate, să pentru nimeni. S-a terminat, prietenei. S-a terminat. Wow, încă 1-0. Reușim 3 victorii cu 1-0 consecutive. Și ne menținem pe locul 2. 13 meciuri fără înfrângeri. Deci 2 zile n-au trecut și avem iar meci. Primim vizita celor de la Cardiff. 4-2-3-1 va juca Cardiff. O altă echipă care își propune să atace locurile de play-off, locurile de promovare. Dar e foarte important și acest meci. Vedem toată apărarea
are o formă excelentă, note peste 7 pentru cei din defensivă. E foarte importantă defensiva în acest final de sezon. Până la urmă, sunt importante și rezultatele de egalitate, atâta timp cât nu pierdem. Un egal ne poate ține pe loc. Înfrângerile clar te aruncă jos în clasament. Egalurile te pot menține în acel moment. Primim vizita trupei lui Jordan Thomason. Acum un nou meci greu. Echipa de pe locul 7, Cardiff, e la 2 puncte în spatele celor de la Bournemouth, 13 în spatele nostru, așadar cu o victorie scoatem și pe Cardiff din calcule. Ne vom distanța de ei destul de mult. Dar ca și la meciul trecut, cred eu că și un egal este ok. Bruno Vini joacă aici pentru Împanzu, Adela Kun. Intră în centru pentru Cornic, Cornic pentru Morel. Ce ocazie aici, le scoate Smithies. Ce ocazie aici, Morel, 1 la 1 cu portarul. Execută Dewsbury Hall acest corner, Dewsbury Hall respinge long, din nou Dewsbury Hall. Morel, blocat aici Morel. Cornic Hansen! Din nou avem gol anulat. Ha. Da, meciul și golul anulat pentru noi. Foarte mic aici, offside-ul, undeva la o jumătate de metru, dar e offside-ul lor. Da, Hansen reușise să marcheze. Meci foarte echilibrat, vedem, au fost faze de poartă foarte multe la ambele părți. Dar cum spuneam, mă mulțumește și un egal. Dar o victorie ar fi senzație. Hai să jucăm mai direct. Poate îi prindem. Da, un singur șut pe poartă au avut noi, un singur șut pe poartă au avut și ei. Atât că noi am avut golul la anulat. Adela Kun dezamăgește astăzi. Volk s-a aruncat de la margine, nu, Poți, nu, am vrut să-l scot și pe Poți, ce gafă îmi face aici Poți. Oh, Jack Butland, ce intervenție are Jack aici? Ce intervenție are Jack aici? Bine, Jack Butland, da, bravo, tată, într-un moment foarte important. Foarte important momentul Jack Butler ne scoate. Hai să scoatem pe Poți și penalti, meci slăbus pentru Poți. Mai MB, Lin, am Rolls, haide Jansen, da, dă-i o Chapman că-ți plecase. Dă-i o când ai culoar, da, Chapman! Mă, nu pot să cred ce intervenție are din nou Smithies. Ce ocazii ratăm. S-a lovit Chapman. Nu mai avem schimbări. Ce ocazii ratăm. Corner aici. Respinge de pe linia porții Hansa pentru Aliu. Dă-i o Aliu! Dă-i o mă în față porții, bă, Aliu, Traore, bă! Doamne, nu vrem să dăm pase la coechipieri. Da, ne apropiem de finalul meciului 0 la 0 până la urmă. Da.
Meci greu, da, mă așteptam să fie meci greu. Ținând cont că au ratat penalti, e un rezultat foarte, foarte bun. Un egal muncit. Îl menține acolo pe locul, locul 2. Da, bravo Jetat. Transfer foarte important, un transfer foarte reușit. Mai trec 4 zile, un nou match, primim vizita celor de la Blackburn astăzi. 4-1, 4-1 și Blackburn, o echipă care joacă cam același lucru ca noi. Așa, așa. Cred că am putea să stăm un pic mai sus la match-ul ăsta. Da, un nou meci greu. Ca toate celelalte, de fapt. Tony Pulis e pe banca celor de la Blackburn. Așadar, vă fie un duel interesant. Trebuie să avem grijă la Armstrong, un atacant foarte periculos, dar și Herbie Elliott, un jucător periculos, împrumutat de la Liverpool. De fapt, o să, cred că o să trag apărarea mai jos, pentru că Armstrong e un jucător de viteză, un jucător care ne poate pune probleme dacă are spații. Începem foarte bine, posesie de 60% pentru noi. Ceva ocazii, însă deocamdată nimic periculos. Pe ce loc e Blackburn? Locul 8. Dar probabil speră și la un loc de play-off. S-a și dus prima nepriță, nimic important. Dar ceea ce mă mulțumește este că apărarea noastră stă foarte, foarte bine. Avem o apărare foarte compactă și adversarul n-are nicio șansă. Încercăm să jucăm mai direct. Poate reușim vreo pasă pentru Hansen. Au avut 11 șuturi, 5 pe poarta adversă, Kaminski, portarul lor, nota cea mai bună de pe terenul de față. Ramalio pentru Dewsbury Hall, Ramalio din nou, joacă lung aici pentru Cornic. Cornic în fața porții, însă de la cone este depășit de minge. Elliot joacă lung aici pentru Armstrong, Armstrong singur cu Butland, scoate din nou Butland. Da, hai să tragem apărarea un pic mai jos. Respinge aici Cornic, din nou Elliot. Elliot pentru Clark. E 1-0 pentru Watford la Boro. Da, Watford câștigă aproape tot. Da, voi încerca să trag de victorie acum pe final, băgăm iar pe Esposito, campania Morel cu Aliu Traore. Încercăm iar cu 3 atacanți ultimele 15 minute. Da, am suferit la finalizare, 14 șuturi, 6 pe poarta adversă, n-am reușit să marcăm. Hai să vedem la faza asta. Execută Dewsbury Hall. Dewsbury Hall. Hai da, hai cu execuție. Dewsbury Hall! Ce gol, ce gol marchează Dewsbury Hall aici. Ce-i drept, Kaminski își împinge mingea în poartă. Dar execuția este una genială, n-are nicio șansă Kaminski să scoată acest șut. Ce execuție are aici Dewsbury Hall. Bravo, gol, tata. Un gol foarte important.
Din nou Dewsbury Hall, centrează pe bara a doua, McIntyre scoate din nou Kaminsky. Ce portar, ce portar Kaminsky. Câte faze a scos astăzi. Câte mingi a scos astăzi. Da, 8 șuturi pe bata adversă, Kaminsky a scos tot. Era că Bagis a scoate și acea lovitură liberă, însă reușim să câștigăm 1-0. Dar 1-0 este scorul meu preferat. Declar în acest moment scorul meu preferat. 15 meciuri fără înfrângere. Mergem la ultimul meci de astăzi. Întâlnim Bristol City pe teren propriu. Ar fi frumos să terminăm astăzi cu 4 victorii și un egal. Ar fi senzație. Am arătat foarte bine din punct de vedere defensiv. N-am avut nici măcar o problemă. Reușim să și marcăm, ceea ce e foarte important. Obținem victorii foarte, foarte importante și astăzi ne menținem acolo sus în clasament. Dar cu siguranță va fi o nucă tare a Bristol. Să căutăm în benzi să jucăm. O altă echipă care joacă fără mijlocași și laterali. Lee Bowyer este antrenor la Bristol. Da, jucăm acasă și deja avem o ocazie în minutul 2. Dewsbury Hall execută această lovitură liberă. În fața porții, Bruno Winnie încearcă aici o reluare din prima, însă nu o prinde pasul poartă. Nouă corner de sping acolo adversarii. Dewsbury Hall trimite înapoi pentru poți. Din nou Dewsbury Hall. Diagonală excelentă! Ce gol! Cornic trimite în fața porții, iar Hansen nu iartă. Bravo, băieți! Ce gol frumos! Ce diagonală trimite aici Dewsbury Hall. Cornic în fața porții, iar Hansen e acolo unde trebuie. Bravo, băieți! Începem excelent meciul ăsta. Recuperăm acolo prin poț. Adela Kun joacă lung pentru Hansen. Hansen. Dacă reușea să prindă colțul lung aici, era 2-0. Dacă da. Ar fi fost foarte frumos să avem 2-0 deja. Dewsbury Hall centrează pe bara a doua. Lovim transversal acolo. Dewsbury Hall, Adela Kun întoarce aici pentru Butland. Joacă lung Jack pentru Potts. În pans, Adela Kun. Schimbă partea pentru Cornic, din prima pentru Hansen. Hai, te pui copile, bă! Ce ocazie aici să facem 2-0. Da, ocazii mari, ocazii imense. Nu reușim să marcăm golul lui. Dewsbury Hall pentru Împanzu. Cercat aici Împanzu o reluare. Însă nu-i intră șutul. Ocazii mari ratat. Și în momentul de față suntem la 3 puncte de Watford, echipa de pe primul loc. Cum ar fi asta să ne batem pentru primul loc cu Watford? Da, intrăm la cabine, 1-0 doar, dar am ratat ocazii foarte, foarte mari. Vreau să jucăm mai direct în repriza asta. Vreau să încercăm să surprindem. Am să nu un pic cam obosit, hai să-l odihnim, lungăm pe campanie. Am foarte multe meciuri din 3 zile, dar trebuie să avem grijă. E bine că avem soluții, putem acoperi atunci când un jucător se simte obosit. McIntyre pentru Adela Kun aici, deviază de spate pentru nimeni Adela Kun. Atent, McIntyre respinge din nou Adela Kun pentru campanie.
Campanie. Campanie. Ce ocazie, ce ocazie, datăm aceeași situație și pentru campania. Însă nu reușește nici aceasta să prindă colțul lung. Se lovește Cornic, îl băgăm pe Chapman. Haideți, mă, băieți, să mai marcăm un gol, mă, să stăm liniștiți. Am avut foarte situații astăzi, însă nu am reușit să le fructificăm. La urmă și 1-0 e bun, dar avem emoții. Da. Obținem ceea ce ne-am propus, o nouă victorie, un nou 1-0. Așadar, 3 victorii cu 1-0 astăzi, e un egal și, nu, pardon, 4 victorii, 1-0? Am și uitat. Da, 4 victorii, 1-0 și 1-0-0. Formă excelentă arătată și astăzi, rezultate foarte, foarte bune. Și ne menținem acolo sus în clasament. Asta e cel mai important lucru. Ne va aștepta imediat Sheffield United în deplasare. N-avem foarte mult timp să ne revenim. 2-3 zile, iar meci. 2-3 zile, iar meci. Asta e championship-ul, da? Se joacă la foc automat. Nu prea ai timp să te... Nu e vorba de antrenat. Nu prea ai timp să-ți revii. Echipa de blocul 3, Sheffield, va fi un derby de clasament foarte, foarte important. Dacă reușim să câștigăm meciul ăsta, ne putem duce mult în fața lor. Putem lua fața celor de la Sheffield United și putem spera la locul 2. Da, încheiem aici episodul de astăzi, unul excelent. Ajungem la 16 meciuri fără înfrângere. Așadar, ne menținem acolo sus pe locul 2 în clasament. Am început excelent, 1-0 la Barnsley, 1-0 cu Reading în deplasare, 0-0 acasă din păcate cu Cardiff, 1-0 cu Blackburn, 1-0 cu Bristol City, așadar 4 victorii, 1-0, 2 în deplasare, 2 acasă, meciuri foarte, foarte bune făcute de băieți. Ne menținem pe locul 2, 3 puncte în spatele lui Watford. În momentul de față avem 8 puncte față de la Sheffield, cu o victorie ne putem duce la 11 puncte. Mai sunt 8 etape, dacă nu mă înșel. 2, 4, 6, 8, nu, 10 etape mai sunt. Dar vom mai avea 2 episoade și sper eu să ne bucurăm de o promovare. În momentul de față cred eu că avem locul de play-off asigurat. Avem 18 puncte peste Cardiff, echipa de pe locul 7. Așadar, cu 10 etape înainte de final, nu cred că mai putem pierde acest, mai putem pierde cel puțin un loc de play-off. Dar cu o victorie, așa cum spuneam, etapa următoare cu Sheffield, ne putem asigura practic locul 2. Încheiem aici, prieteni, mulțumesc pentru atenție, până la viitoare, avansul!